Deci, să nu uiți, să ai curaj. De ce nu ai curaj? Ce înseamnă frică? Atunci când treci încă o dată prin cerc, știi că a fost și s-a întâmplat și tu treci încă o dată. Și tu ai frică să nu greșești. Nu ai frica proastă, da? Să nu greșești. Aia e, acolo e. Ca să nu greșești cumva, greșește, acolo trebuie să nu-ți fie frică, să știi că acolo ești și ești bine. Și încă o dată se întâmplă lucrurile, nu uita. Să tu ai în cap, s-a întâmplat, gata, s-a întâmplat, știi? Nu, acum se întâmplă, încă o dată, cu toată lumea, acum se întâmplă. Las că îi dai de capăt, înțelegi cum se întâmplă și ce, da? Ok, acolo ești. Merge, ai să înțelegi ce zic.